Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Actual. Înainte de a vă prezenta subiectele de astăzi, vreau să vă anunț că marți, 13 februarie, la TVR Craiova va avea loc o preselecție pentru emisiunea Vedeta Populară între orele 10 și 18. Este această preselecție. Vârsta minimă pentru înscriere 16 ani. Toți participanții trebuie să aibă la ei și buletinul de identitate. Adică nu vă credem pe cuvânt. Veniți cu buletinul pentru a demonstra. 13 februarie, da, aici TVR Craiova, strada Unirii, numărul 62, vis-a-vis de Casa Universitarilor, între 10 și 18, dacă vreți să vă încercați șansa la emisiunea de pe TVR1, Vedeta Populară. Iar acum vorbim despre o gală ISN Craiova, cea de-a șaptea ediție. Ce este ISN? Aflăm de la invitații mei. Este vorba despre Anca Fronie, președinte ISN. Bună seara și bun venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și Adrian Cioran, fondator și fost președinte al ISN. Bună seara, bun venit! Bună seara și bine v-am găsit! Și să începem exact cu această întrebare pe care firească pentru cei care nu știu. Ce înseamnă de fapt ISN? ISN este prescurtarea de la Erasmus Student Network. Și noi suntem una dintre cele 550 de filiale din cele 40 de țări unde există această asociație. Noi ne ocupăm în general de studenții care vin cu o bursă Erasmus în Craiova și de cei care își doresc să aplice cu astfel de mobilitate și îi ajutăm, îi punem în legătură cu foști membri de ai noștri care tocmai ce s-au întors și pot împărtăși din experiențele lor. Această rețea este în atât de multe locuri în câte locuri există și mobilitatea Erasmus, nu? Da, și toate țările în care se aproximativ momentan Erasmus s-a extins și la nivel global, dar noi avem momentan doar în Europa o rețea, urmând pe viitor să ne extindem și mai departe. Când s-a înființat? Te-am prezentat ca și fondator. Da. Când în 2014, 14 februarie 2014, atunci ne-am adunat câțiva studenți care doar ce ne-am întors din Erasmus și am simțit și am identificat această nevoie de a avea o filială și în Craiova și să ajutăm la creșterea numărului de studenți români care să acceseze mobilitatea și cei care vin să se simtă integrați în comunitate, să-i ajutăm cu diverse evenimente. Care era contextul atunci, în 2014, și care este acum, în 2018? Tu știi foarte bine această istorie, fiind alături de organizație de atunci. În 2014, cred că au fost undeva la 15, maxim 20 de studenți care au venit și în jur de 100 care plecau, iar acum acest număr a crescut destul de mult la peste 50 care vin și 200 care pleacă. Și pe lângă asta au crescut și activitățile pe care voi le organizați sub egida ISN. Nu vorbim aici numai despre ceea ce spuneai tu, despre a-i ajuta pe cei care vin și pe cei care pleacă cu un suport informațional, logistic și așa mai departe, ci și alte activități de implicare în comunitate, despre ele vom vorbi. Înainte de asta vreau, Anca, să-mi spui, te rog, tu cum ai aflat de această organizație și de ce te-ai alăturat ISN și nu unei alte organizații? Sunt mai multe organizații studențești. Da. Înainte de ISN, într-adevăr, am fost voluntar în alte asociații studențești, însă am vrut să lucrez mult mai mult, să mă implic mult mai mult în voluntariat. Așa că de undeva, de pe Facebook, dintr-un mediu de online de socializare, am aflat despre această asociație. Mi-a plăcut foarte mult video de prezentare, am văzut că ne referim la un contact cu studenți străini, așa că am completat formularul de înscriere și am făcut parte din ISN acum 2 ani și jumătate. Atunci te-ai înscris și ai ajuns între timp și președinte. Da, am ajuns și președinte, datorită faptului m-am implicat foarte mult. Care este sistemul? Un an de zile președintele se schimbă la fiecare an? Da, normal așa ar fi. Se candidează după un an de activitate. Fiecare mandat durează un an. Ce s-a întâmplat în această perioadă de când tu ești alături de ISN? Pentru că spuneam că activitățile voastre sunt multiple, nu numai cele de a oferi suport. Sigur, pe perioada anilor în care m-am alăturat ISN, ISN s-a dezvoltat foarte mult. Numărul Erasmusilor a crescut, am ajuns undeva între 50-60 de Erasmus pe semestru, urmând ca pe semestru ulterior să-și extindă mobilitatea cei de pe semestru întâi și să mai vină și alți studenți cu practică sau pentru licență.
Ne-am diversificat și evenimentele pe care le organizăm, avem evenimente culturale, evenimente sociale, cât și excursii sau petreceri tematice. Și știu că aveți și evenimente de implicare în comunitate? Da, urmărim ca experiența lor să fie diversificată și să se simtă că fac parte din comunitate și lasă ceva în urma lor. De exemplu, unul dintre evenimentele dragi mie despre care pot să vă vorbesc este unul de caritate în care studenții care urmează să plece și-au lăsat din lucruri și le-au lăsat mai departe pentru cei nevoiași și de asemenea au și contribuit cu o sumă de bani cei care au putut și împreună au fost la spitalul de pediatrie și au donat în jur de 60 de pachetele. Am reușit să facem împreună să ajutăm și noi cum am putut. Felicitări și pentru această implicare și pentru faptul că vă găsiți timp să faceți și altceva în afara facultății. În cazul tău, tu deja ai absolvit și facultatea, da, și master, din câte am înțeles, însă mai ești alături de organizație. Cum e posibil? Da, pe ca și membru nu avem o limită de vârstă sau dacă nu mai ești student. Avem și membrii care sunt încă la liceu și sunt foarte mândru că ei s-au alăturat la o vârstă așa de tânără. Iar legat de plecarea cu mobilitatea, există o limită, maxim un an după ce ți-ai terminat studiile încă mai poți pleca, dar doar la practică, la studii în timpul facultății, la licență, master sau doctorat. Însă voluntar în cadrul ISM probabil că poți să rămâi atât timp cât da, îți permite, timpul. Eu am terminat anul trecut, momentan lucrez, însă când am timp în weekend sau două ore seara, cu cât pot eu să ajut de acasă, online, cu ce pot ajuta, asta fac. Tu ești încă studentă? Da, sunt încă studentă. La facultatea? La facultatea de drept, sunt masteran. Și cum îți împarți timpul între facultate și organizație? Momentan învăț pe timpul zilei, iar seara îmi dedic un anumit timp în care lucrez doar pentru ISN, plus evenimentele care de obicei se fac la sfârșit de săptămână. V-ați întors de la un eveniment, cel despre care spuneam, de fapt, motivul principal pentru care sunteți aici, pe care noi îl dezvoltăm astăzi, această gală ISN, cea de-a șaptea ediție. Ce înseamnă, de fapt? Cea de-a șaptea ediție este un eveniment în care noi ne-am premiat studenții străini pentru implicarea în evenimentele desfășurate de către Universitatea din Craiova, în parteneriat cu noi, Erasmus Student Network Craiova, cât și voluntarii noștri pentru motivarea și activitatea de care au dat dovadă în a-i sprijini pe studenții străini. Se întâmplă asta în fiecare an? Se întâmplă asta de două ori pe an, în fiecare semestru, la sfârșitul fiecărui semestru. Care au fost reușitele pe care le-ați premiat? Să dăm câteva exemple dintre cele de azi. Pentru cei mai activi membri, cei mai activi membri noi, cum spuneam mai devreme, și de cei care sunt încă la liceu și i-am premiat și pe aceea pentru curajul de care au dat dovadă să se înscrie așa de vreme într-o asociație studențească. Și dintre Erasmus i-am premiat pe cei care au fost mai activi și au participat la toate evenimentele noastre și urmează acum în urma unui vot, încă nu s-a anunțat încă, dar în seara aceasta o să aflăm cine este best Erasmus, cel mai bun Erasmus din punct de vedere al lor. Se vor vota între ei și o să alegem care este cel mai bun, cel mai activ. Care, te rog. Cât și Erasmus Queen, regina Erasmus, și Erasmus King, regele Erasmus. Se votează la fel? Da, se votează la fel, în funcție de cine i-a sprijinit cel mai mult, cine a fost alături de ei. Și aici criteriile sunt legate ca la baluri de frumusețe sau de nu de CV? Caz, în niciun caz, ei știu cel mai bine, ei votează, noi nu am vrut să ne băgăm în acest lucru, i-am lăsat pe ei în funcție de cine cred că este cel mai potrivit de a obține coroana. Care sunt activitățile în care ei se implică atunci când sunt aici, dincolo de schimbul de studii, faptul că studiază aici? Să dăm exemplu de câteva activități în care ei s-au implicat, prin care, nu știu, au adus mai departe cultura lor, celor din România. Unul dintre evenimentele de care mi-amintesc eu este Multicultural Day, un eveniment în care fiecare și-a prezentat ceva tradițional, mâncare, și-au adus poze, obiecte din țara lor și au promovat asta în rândul studenților și acesta este un prim pas să-i facem pe studenți curioși de culturile altor țări și mai departe le explicăm cum pot accesa și să meargă acolo cu o bursă. Încă un exemplu?
Așa cum a spus colegul meu mai înainte, Charity Box, în care Erasmus și noștri, studenții noștri au donat bani pentru a putea face 60 de pachetele cu dulciuri care au fost donate secției de pediatrie de la spitalul numărul 1. Și asta o puteți repeta, mă gândesc. Da, o să repetăm în fiecare an. Chiar unii dintre ei mi-au lăsat toți banii în lei care le-au mai rămas înainte să plece pentru a le dona oamenilor săraci pe care noi îi cunoaștem. Asta m-a impresionat foarte mult. Și un alt eveniment a fost cel în care Erasmus și noștri, studenții noștri străini, au jucat fotbal cu studenții, cu minorii din penitenciar. Știm cu toții că se urmărește reintegrarea acestora în societate, așa că mi s-a părut o oportunitate de a-i pune în contact cu studenți din alte țări. Cu siguranță sunt modalități legate de socializarea lor cu comunitatea, dar și de unde și comunitatea beneficiază. Și asta este foarte bine. Voi aveți și experiențe personale. De fapt, tu urmează să ai experiențe Erasmus și aș vrea în câteva vorbe să le spunem celor care se uită cum a fost experiența ta Erasmus și poate așa să-i motivăm să aplice pentru astfel de burse. Eu am mai spus-o și în alte dăți. Mi se pare că bursele Erasmus reprezintă o oportunitate imensă pentru studenți și mi-aș dori să aud de cât mai mulți studenți care să aplice pentru aceste burse, pentru că ai foarte mult de câștigat pe toate planurile. Nu mă refer aici la financiar, bineînțeles. Dezvoltare personală, deschiderea orizonturilor și așa mai departe. Mie unul mi-a schimbat puțin gândirea și m-a ajutat să-mi dau seama că după licență și după Erasmus pentru mine doar reprezintă începutul și m-a motivat să urmez mai departe studiile și să-mi doresc să mă implic cât mai mult. Am văzut în alte țări cum se fac lucrurile. Eu, fiind student la pedagogie, am fost în Polonia și am văzut un sistem de educație diferit și de acolo mi-am dorit să învăț și mai mult și mai mult și să văd cât mai multe experiențe și apoi să merg și în altă țară să văd și acolo și să pot compara și să iau cei mai buni din fiecare experiență unde merg, ca eu la rândul meu să le pot preda copiilor în școală cât mai bine. Tu vrei să mergi cu o bursă Erasmus? Știi deja unde? Știi deja când vei aplica? Am aplicat deja. Ai aplicat? Da, am aplicat deja. Mă voi duce în La Coruña, în Spania, în nordul Spaniei, în Galicia. Sunt curioasă cum o să-mi schimbe viața, pentru că știu, am foarte mulți colegi care în urma acestei experiențe au rămas acolo, adică au vrut să... Și au continuat studiile acolo. Și au continuat studiile și chiar au vrut să lucreze în acea țară. Eu una vreau să mă întorc aici și să aplic ceea ce o să învăț acolo pentru România, pentru țara din care fac parte. Cei care vor să se alăture vouă, să se alăture ESN, cum o pot face? O pot face intrând pe Facebook, pe pagina noastră ESN Craiova și acolo găsesc formularul de înscriere, dau click pe el și își completează datele personale, apoi îi contactăm noi. Iar cei care vor să aplice pentru burse Erasmus, câteva date principale pe care trebuie să le știe? Trebuie să fie integraliști, trebuie să fie în ce an de studii și apoi de unde pot găsi restul datelor? Aceștia pot contacta biroul Erasmus, biroul de relații internaționale din universitate. Da, trebuie să fie integraliști, într-adevăr. Adică să nu aibă restanțe? Da, să nu aibă restanțe. Trebuie să vină însoțit de un CV, o scrisoare de intenție și de către fișa școlară cu notele din anul precedent. În ce an de studii se acceptă și dacă sunt în primul an de studii? Da, sigur, pe semestru 2. Deci dacă ești în anul 1 de studii, aplici pe semestru 1 pentru semestru 2. Și selecția, dacă vrei, unde vrei să mergi? Îți alegi tu sau se face după o selecție și ești direcționat? În principal, ți se pune la dispoziție o listă cu universitățile cu care noi, Universitatea din Craiova, avem parteneriat și în funcție de... Se va ține un examen, va avea loc un examen și în funcție de rezultatul acelui examen vei fi repartizat la una dintre universitățile cu care există parteneriate. Eu sper că v-am stârnit interesul. Mai multe informații găsiți, așa cum vă spuneau invitații mei, pe Facebook, găsiți la Biroul Relații Internaționale în Universitatea din Craiova. Îndrăzniți, pentru că sunt convinsă că nu veți regreta. N-am auzit pe nimeni să spună că a regretat plecarea cu o bursă, fie ea Erasmus sau altfel de bursă. Mulțumesc, felicitări pentru ce faceți și mult succes! Și noi vă mulțumim! Seară plăcută. Schimbăm acum subiectul, rămânem într-o zonă a școlii, dar de această dată vorbim despre probleme și despre tineri care se alătură colegilor lor pentru a-i ajuta. Aflați mai multe în câteva secunde.
Da, este alături de mine Adrian Triță, colegul Irinei. Cine este Irina? Ne va spune chiar Adrian. Bună seara și bun venit! Bună seara, bine v-am găsit! Haideți să spunem cine este colega ta, Irina, și de ce te afli tu aici? Irina Cerăr-Naedin este colega mea din clasa 11-a din Colegiul Național Elena Cuza. În noiembrie anul trecut a fost diagnosticată cu o tumoră malignă osoasă, iar pentru tratament a trebuit să plece în Franța și a avut nevoie de o sumă foarte mare de bani, pe care noi, colegii ei și toată Craiova până la urmă, ne-am mobilizat să o strângem într-un timp cât mai scurt. Este vorba despre 75.000 de euro? Aceasta a fost suma de început, da. Pentru aceasta, de această sumă a avut nevoie ca să plece. Ce ați făcut în momentul în care ați aflat? Ce ați făcut? A stat voi de vorbă acolo în clasă cu dirigintele de la clasă? Care au fost pașii pe care i-ați urmat și unde ați ajuns? În prima fază, vă dați seama, a fost un șoc pentru noi toți, dar în aceeași zi, la ora 12, deja făcusem evenimentul pe Facebook, deja totul câștiga amploare și am început tot în aceeași zi să mergem cu urne mobile prin toate instituțiile de învățământ, licee, facultăți, școli generale și grădinițe, ca să strângem bani, am prezentat cazul și astfel, în 3 zile, am reușit să strângem 75.000 de euro. În 3 zile? În 3 zile. Bravo vouă, felicitări. Mulțumim. Este mare lucru, 75.000 de euro și ați strâns numai așa, mergând în școli, sau ați reușit să mai apelați și la sponsori mai mari, eu știu, cunoștințe, părinți? Da, am reușit să obținem câteva sponsorizări de la câteva firme. De asemenea, noi am aflat miercuri despre această situație și în vinerea din săptămâna aceea am avut un eveniment caritabil sportiv la Sala Sporturilor Ion Constantinescu, în care s-au implicat mai multe personalități din Craiova și am fost ajutați din toate părțile. Iar în aceste 3 zile de miercuri până vineri au mai fost în Craiova și la licee diferite activități de strângere de fonduri, iar într-un final am reușit să strângem această sumă de început. Eu cred că ați bătut un record din fericire pentru colega voastră și cred că și reprezentați un exemplu pentru colegii voștri din alte școli, din școala voastră, pentru oamenii din Craiova, că se poate. Iată, dacă te implici și ai inițiativă, reușești până la urmă să faci cumva minuni. Totuși să strângi 75.000 de euro în câteva zile nu e de aici de acolo. Ce ar trebui să știm despre colega ta, Irina? Irina momentan se află la tratament în Franța, a făcut primele ședințe de chimioterapie, mai are 2 până la operație, iar apoi după operație vor mai urma 8 ședințe de chimioterapie. Momentan ea și-a deschis și un blog pe care scrie lucruri foarte frumoase și foarte pline de inspirație. Dacă intrați pe Facebook, îl puteți găsi, pentru că eu și toți colegii noștri și toată Craiova până la urmă distribuie și îi face cuvintele Irinei auzite. Și dacă dăm o căutare Irina Cerăr-Naedin, probabil vom fi direcționați către blogul ei și către paginile voastre. Te întrebam și despre Irina, colega ta. Ce ai vrea tu să știe oamenii despre omul Irina, despre colegul Irina? Colegul Irina este o persoană cât se poate de pașnică, de deschisă la minte, de creativă, de inteligentă, nu a rănit pe nimeni și este per total o persoană extraordinară. Și iată, toate acestea v-au făcut să îi săriți în ajutor. Îi dorim și noi multă sănătate. Ne-am alăturat, după cum vedeți, și noi TVR Craiova acestui caz prin mediatizarea lui. A fost o veste bună după a doua ședință de chimioterapie, din câte am înțeles. La un RMN atunci s-a constatat o reducere a tumorii. Da, o reducere considerabilă de 80%. Suma totală necesară acum este de? 200.000 de euro. 200.000 de euro se adaugă la cei... Nu, în cei 75.000 de euro intră în 200.000 de euro. Intră în cei 200.000 de euro. Și ce veți face? Știu că chiar de ziua îndrăgostiților dați acestei zile frumoase a iubirii o direcție la fel minunată a iubirii colegilor față de Irina. Da, miercuri pe 14 februarie la Casa de Cultură a Studenților din Craiova, de la ora 6, avem pregătit un spectacol caritabil cu sprijinul ansamblului folcloric Maria Tănase. Spectacolul va consta în numere de muzică populară, puse din nou în scenă de ansamblul folcloric Maria Tănase și de numeroși artiști precum Petrică Mățu Stoian sau Mariana Ionescu Căpitănescu.
Din nou, toate fondurile se vor duce către Irina și este încă un pas mare spre realizarea acestei sume. Felicitări vouă, clar, și ansamblului Maria Atanase. Nu este prima dată când ansamblul se implică în astfel de acțiuni ale comunității și în a susține anumite cauze. Care este data limită până când trebuie strânși acești bani? O dată limită nu avem, însă operația Irinei se apropie și avem nevoie de bani în continuare. În primele 2-3 săptămâni de când s-a aflat de acest caz, mobilizarea a fost foarte bună, iar banii s-au strâns foarte repede. De atunci am mai încetat donațiile, dar vrem să vă anunțăm că încă avem nevoie de bani și Irina încă are nevoie de ajutorul vostru. Așa să fie și ajutorul să vină din partea comunității. E normal cumva, poate ele să stagneze sau să o ia puțin în jos și poate și disponibilitatea voastră, și implicarea voastră. Nu cred că aveți timp chiar în fiecare zi să fiți la același nivel cu toții, să mergeți în fiecare zi prin școli, să fiți în fiecare zi prin oraș, pentru că în același timp și tu ai școală și tu ai viața ta, ești în clasa 11-a, da. Și tu ai de învățat. Apropo de învățat, ce simți tu că ai învățat din tot ce s-a întâmplat acum și ce, din discuțiile cu colegii, odată ca organizare și susținere a unui coleg și dincolo de asta, tu ca om, când ai văzut cumva ce se poate întâmpla în viață? Personal am învățat că oamenii chiar sunt uniți și chiar luptă unul pentru altul în momente de restriște și există speranță în lume. Cei care vor să o ajute pe Irina o pot face în ce mod? Odată pot cumpăra bilete la evenimentul de miercuri, 14 februarie, de la Casa Studenților, ora 18, da? Da. De unde le pot lua aceste bilete? De la mine sau de la ceilalți coordonatori. Evenimentul este pe Facebook, se numește Șansă la Iubire. În descrierea evenimentului aveți numere de contact de unde puteți achiziționa bilete. Biletul este fie 20 de lei, fie 30 de lei. Cel de 30 de lei este VIP, are locuri puțin mai bune. Iar o puteți ajuta pe Irina în alte scopuri, în alte feluri, căutând pur și simplu evenimentul pe Facebook Să o ajutăm pe Irina, în care conține toate conturile bancare, fie al ei, fie al Asociației de Părinți din Elena Cuza, chiar și numărul de SMS la care puteți dona 2 euro, care este 8828, cu textul Irina. Deci, Șansă la Iubire, odată, evenimentul de miercuri, dacă îl accesați, vedeți cum puteți lua bilete și mai departe, cu siguranță și acolo, la evenimentul respectiv, vom găsi conturile despre care vorbești și toate modalitățile prin care putem susține această tânără, Irina Cernat Naidin, să-și ducă viața mai departe. Felicitări încă o dată ție și colegilor tăi și tuturor oamenilor din comunitate care vi s-au alăturat până acum și mult succes, să ne vedem cu bine la o ediție alături și de Irina, care să ne povestească cum a trecut cu bine peste totul și ce colegi minunați are. Cu siguranță, mulțumim frumos! Mulțumesc și eu, vă reamintesc că marți 13 februarie la TVR Craiova preselecție pentru emisiunea Vedeta Populară între orele 10-18, vârsta minimă pentru înscriere 16 ani, toți participanții, atenție, trebuie să aibă la ei buletinul de identitate. Mâine ne vedem tot la ora 18. Rămâneți în actualitate, rămâneți cu TVR Craiova. La revedere!